că toți deputații în Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv cei care își sărbătoresc astăzi așa numită ziua tuturor românilor, tot vor susține acest proiect de lege și vor condamna încercările de a reabilita nazismul în Republica Moldova. Vă rog să ne susțineți pe noi că nu am condamnat comunismul. Declarațiile acestea în plenul Parlamentului. Noi suntem Parlamentul Republicii Moldova, dar nu Senatul României. Noi suntem moldoveni, dar nu suntem români. Și toate declarațiile acestea astăzi pur și simplu demonstrează lipsă de stimă față de poporul Republicii Moldova și față de organul legislativ suprem reprezentativ al statului nostru. Fac apel în special către fracțiunea comunistă să se abțină de la declarații xenofobe astăzi. Sărbătoarea poporului român nu este un motiv pentru ca ei să își dea încă o dată pe față esența lor de partid xenofob. O replică domnului Saharneanu, fiindcă el este cel mai competent, deci inițiat în Parlamentul ăsta nostru, dar eu credeam că el dorește ca să-și ceară posibilitatea ca să iasă la microfonul central pentru ca să ne povestească cum a fost agent de KGB, deci cum a servit regimul. Eu cu colegul meu, domnul Butmălai, o să sugerăm o idee de aprovizionare a creierilor cu oxigen a celor deputați care vin cu aceste mesaje populiste, numărul 2 în centru. Noi suntem gata de a da acel mesaj a creierilor care nu este aprovizionat cu oxigenul necesar. Egalați România cu fascismul, dumneavoastră de fapt ofensați întreg spațiul Uniunii Europene, care este pentru democrație, pentru egalitate, pentru diversitate și este împotriva xenofobiei. Să vă fie rușine! Cât o continuă această prostie în mintea lor acolo? De ăștia tinerei care au venit acum și să fac mari cumniști. Ăștia au venit să o lipit de dumneavoastră, domn Voronin, ca să câștige funcții și deputat. Mușuc este ștuțăr, înțelegi dumneavoastră? Și nu o prea apreciați acolo. Tot, stimați colegi, s-a terminat. S-a terminat. Rog să vă ocupați locurile de la microfoane. S-a terminat. Ăsta ce-i parlament? Noi lucrăm sau ce facem azi în sală? Noi transformăm ședința plenului Parlamentului în, aș spune eu în ce. Haideți plecăm pe ideea că fiecare din cetățenii Republicii Moldova are dreptul la autoidentificare și haideți să ne respectăm așa diferiți cum suntem.